să-mi dea nimeni explicații. Melissa. Stai, foarte frumos ați procedat, asta am vrut să vă zic. Melissa, n-ai înțeles corect. Nu este ceea ce crezi, noi pur și simplu... Nu mă interesează, chiar nu mă interesează. Melissa! Melissa! Nu vreau să te vezi, nu vreau să te vezi! Ce s-a întâmplat? Robert, vrei să fii iubitul meu? Da! Asta nu poate să fie. Ia stai puțin! Pe cine placi, pe mine sau pe ea? Înțeleg ce se întâmplă cu mine. Sophie este prima mea dragoste și încă mai simt ceva pentru ea. Dar Melissa, pe de altă parte, m-a susținut mereu și avem un trecut împreună. Mai am însă și pentru Melissa niște sentimente. Nu știu ce să fac. Ce cauți tu aici? Hai să-ți arăt situația în camera cealaltă. Seama. Uite! Da, eu vreau să spadă în sfinții când am făcut așa un desen care a fost foarte... Ce faci tu aici? Ce pot să fac? Hai, dă-mi voie să trec, te rog frumos. Nu te las. Și mă rog, de ce? Că ești iubita mea? Hai, rog!
Robert, că înțelegi că nu este în serios. Cum adică nu în serios? Eu am luat-o în serios. Nu mă interesează, haide-te mă, parte-te mă. Hai! Lasă-mă! Lasă-mă, nu mă ține! Lasă-mă! Ajută-mă! Ce te uiți? Împinge-mă din spate! Robert! Eu nici nu te-am ținut. Ce se întâmplă? Am căzut din nou în doi, în cadă. Iarăși în cadă, în baie? Poate da. Acesta este vreun semn, dragii mei? Eu tot așa m-am gândit. Ia-ți mâinile de pe mine! Lisa, hai cu mine să vorbim puțin. Parcă suntem într-un film turcesc. Dar lasă-mă că mă doare, Cristian! Hai să discutăm despre relația noastră. Dar noi nu avem ce discuta. Cum nu avem ce discuta? Păi ce vrei să auzi? Atâți ani am fost împreună. Am fost și în relație, am fost și prieteni. Și iar în relație. Păi și ce propui acum? Să rămânem prieteni sau să fim într-o relație? Eu vreau să știu care este părerea ta. Dar care poate să fie părerea mea, Cristian? Noi suntem un cuplu. Normal că o să vreau să continuăm. Eu nu știu, nu știu. Dacă vroiai tare relație cu mine, nu cădeai prin căzi cu Robert. Serios, eu cu Robert, da? Dar numele Sofie l-ai auzit? Eu pe voi mai des vă văd împreună. Haide, te rog frumos și nu spune aici cine pe cine mai des vede. Că este totul clar că ceva acolo se întâmplă între tine și Sofie. Sau poate zici că Sofie cumva te-a vrăjit? Nu schimba subiectul, Melissa. Hai, te rog frumos. Stai că vine cineva. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Nimic? Ce nimic, Cristian? Explică-mă odată! Pe cine placi? Pe mine sau pe ea? Eu aștept un răspuns! Eu la fel aștept un răspuns sincer. Sofie! Melissa! Sofie! Melissa! Sofie! Melissa!